Astăzi trebuie să mă întâlnesc cu un pulărău și am nevoie de o persoană să-mi țină locul la spital. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, așa, centimetri. 1,90. Mamă, așa mare, domnul! Vai de capul meu! Hai, blonda, știu că poți să o faci. 3, 2, 1 și... Ia uite, zici că are piramidă. Mamă, zici că e altă persoană, firea aia dracu. Alo, domnișoară! Hello! Alo! Alo, deci nu mai pot. E prea dimineață. Trebuie să-mi fac o cafeluță ceva. Dar unde dracu am pus ăstea să-mi fac cafe... uite aici. Dracu mă sună pe la ora asta, la 8 dimineața. Amara? Ce dracu vrea fa Amara de la mine? Alo? Ce faci, fă muisto? Bine, fă, dar de ce mă iei așa? Ce vrei? Am nevoie de ceva de la tine. De asta mă suni, fă, de ce ai nevoie? Astăzi trebuie să mă întâlnesc cu un pulărău și am nevoie de o persoană să-mi țină locul la spital. Și de ce mă suni, fă, pe mine, că eu nu vin să-ți țin locul la spital, că nu mă pricep la asta, ești nebună la cap? Hai, fă-i fată, te rog frumos, mă dau ăștia afară dacă nu merg la muncă. Hai, bine, dar rămâi datoare, firea aia, dracu, că nu vin așa la spital, bă, gratis, să fie clar. Mulțumesc, fă-i fetiță, deci fii atentă. Azi, la spital, o să vină 3 clienți care au programare și trebuie să le spui că îmi ții locul. Aha, am înțeles, 3 clienți. Da, o să văd eu acolo ce vor de la mine, dar zi-mi și mie, de unde dracu iau uniforma? Ai uniforma în dulapul din camera aia unde se pun bebelușii. Bine, atunci hai că vin imediat la spital. Îți mulțumesc încă o dată, pa! Da, te pup, fată, pa, pa! Mamă, fă, deci n-aveam niciun chef să mă duc acum la spital, firea aia dracu. Dar na, hai, trebuie să mă duc, i-am zis că da, așa că mă duc să mă schimb în ceva mai drăguț. Ok, gata, m-am schimbat și eu, deci arăt perfect, ca o păpușică, efectiv. Ok, stai să închid ușa așa, să-mi iau mașina din garaj, vai de capul. Dar să nu închid, fă, să le deschid, am două, să ies dracu cu ea, așa. Hai să mergem la spital, fă, fată. Haide, fă, că am ajuns, dracu, și-o la spital. Ia uite ce mare, voi, fată, n-a venit. Upsii. Îmi pare rău, cred că, dar nu plătesc eu aici. Să plătească Amara, că ea m-a chemat, nu e vina mea. Mamă, fă, dar ce gol e. Numai eu sunt azi în spital. Ador, ok. De unde dracu mă schimb, făi fetiță, că eu nu pot să muncesc așa, că mă bagă dracul la închisoare, Doamne ferește. Ia să vedem, de aici parcă mi-a zis Amara, nu? Ia să văd, ia. Da, uite de aici, ia să vedem cu ce dracu mă îmbrac. Ia uite, fă, firea aia, dracu, ce geantă au scos ăștia, Doamne. Ia să mă dau puțin cu ruș, că parcă nu m-a mai dat, ia să văd așa. Ok, gata. Ia să văd ce... What the fuck? Cine-i fă asta? De ce mi-a furat a... Bună ziua, bună ziua, cu ce vă pot ajuta? Stați puțin să mă pun aici jos, să nu stau dracu așa. Dar cu ce vă pot ajuta? Ați venit la spital, eu sunt noua asistentă, am o programare la Amara. Amara nu e astăzi, îi țin eu locul, m-a rugat să-i țin locul, așa că să-mi spuneți mie cu ce vă pot ajuta, că o să vă iau eu astăzi. Ok, da. Deci, ce doriți astăzi, doamnă? Vreau BBL. Uleu! Cum așa, doamnă? Vreți BBL? Vai, ia stați puțin să mă uit așa la dumneavoastră. Ia stați... ok. Dar vă că vă țineți bine, ce vârstă aveți, doamnă, dacă nu vă supărați? 95. Cât fă? Dar la ce doctor ați fost să vă țineți așa în viață? Că la vârsta asta mă așteptam să vă văd în coșciuc, dracu, nu? Păi, da, în fine. Am suflet tânăr. Ne-am dat, dracu. Dar, dumneavoastră, de ce vreți BBL? Ca să fiu și eu mai nebunatică. Dar vă trebuie, dracu, nebunie acum la vârsta asta, voi, fată, da. Bine, vă pot ajuta, dar să știți că sunt niște riscuri. Atât vă zic, că na, aveți o vârstă până la urmă și e mai periculos. Dar o să rezolvăm, că eu mă pricep la meseria asta, ce riscuri? Riscuri din astea, să vă pierdeți o mână, un picior, un dinte,
sau chiar toți. Cum vă numiți? Să vă scriu aici să vă notez, stați puțin. Așa, stați că nu pot dracu să vă notez. Da, voi ziceți că stați voi, fată, că vă iau așa, hai. Spuneți. Mai spuneți o dată, că n-am înțeles prea. Viorica, ok, stați puțin să o notez așa. Viorica Varcina. Deci Viorica Varcina, 95 de ani. Și de unde sunteți? Că nu mi-ați zis. Trebuie să vă trec aici neapărat, că altfel na, mă amendează ce ne au. Din Cluj. Ok, deci sunteți din Cluj, doamnă. Bine, stați să vă notez aici. Așa. Ok, da. Atunci vom discuta prețul la final, că nu are rost să-l discutăm acum. Stați să vă iau de aici scaunelul să vă duc în sala de operații. Așa, haideți, haideți, veniți. Vai, mă scuzați, doamne ferește, așa, urcați, gata. Haideți să mergem, sunteți pregătită? Da, yes, adoră, haideți că o să fiți iar tânără. Veți trăi ca o adolescentă. Ok, stați să-mi dau și eu seama unde sta. Stați puțin că am greșit ruta. Gata, doamne, am ajuns. Stați așa să închid. Ce plimbată mă simt. Păi, dar măcar eu să vă plimb dacă soțul vostru a murit. Bănuiesc, dracu, că... Câți ani are soțul dumneavoastră? Soțul meu are 25 de ani. Ia uite-a, dracu, bab. Mă scuzați. Doamna, vă țineți bine, ferească sfântul. Da, v-aș ruga să vă puneți acolo jos, că trebuie să vă fac anestezie, pentru că altfel nu pot să vă țin așa în viață cât vă fac operația, nu? Ok, deci ia să vedem unde am pus toate ăstea. Ok, anestezia vă fac acum, așa, ia să vedem. Ok, așa. Gata, acum că i-am făcut anestezia, trebuie să începem operația. Deci ia să vedem unde am pus toate astea. Ok, așa, prima dată începem cu ciocanul. Să batem suprafața. Ia să vedem. Deci, așa, trebuie să mă plec puțin. Că e asta. Dă-i, așa, dă-i. Una, două, trei. Așa, următorul picior. Ia să mergem aici. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, așa, gata. Ok, acum trebuie să luăm burmașina. Ador, deci asta e preferata mea. Ok, ia să vedem. Acum trebuie să facem două găurici mititele, așa, că, na, altfel nu se țin picioarele, nu? Că îi cad picioarele la babă, ia să vedem. Deci, așa, ok, vai, mamă, ce tremură ăsta, deci nici nu pot să-l țin în mână. Unica, nici nu tremura, așa era vibratorul meu rost. Să vezi, da, dracu, ce fac pe baba asta, cam și muri. Gata, ok, acum că am terminat cu asta, să-l pun înapoi aici, așa. O să așteptăm să se trezească cu bibielul cel nou, deci cred că va rămâne mască când o să vadă baba. Hai să o lăsăm să se odihnească, dracu. Doamnă, am venit! Ia uite-o, fă, oare s-a trezit? Alo, bună dimineața! Hello! Alo! Trezirea, fă! Neața, ce neață, fă, fată! Ia, urcă-te aici! Upsi! Fă de ea vină cu apă, așa, bravo. Vă simțiți bine? Cum vă simțiți, doamne? De ce bine arătați? Mă scuzați că vă spun, deci chiar arătați bine. O să lăsați mască pe ăla de 25 de ani, doamne. Chiar arătați ca una tânără. Mă simt amorțită. Ei, păi așa e normal, doamnă, că v-am făcut anestezie, v-am făcut alea ca să nu simțiți. Și acum sunteți puțin cam amorțită. Dar vă trece, nu-i nicio problemă. Stați să vă las ăsta așa, că n-a... așa. Acum plata, că totuși trebuie să și plătiți 500 de mii de euro. Nu, am glumit, 50 de mii de euro, mă scuzați. Da, măcar nu de atât, da. Așa, da, da, mă scuzați, am văzut greșit, cu cardul, ok, stați să vă pun aici, ok, da, gata. Vă mulțumesc din suflet, doamnă. Sper să vă bucurați de fundul vostru nou. Chiar arătați bombă în el. Și vă mai așteptăm pe la noi. La revedere, o zi frumoasă. Mulțumesc, cu plăcere. La revedere, pa, pa. Doamne, fă, deci nu pot să cred că am făcut o femeie fericită, fă. Deci nu pot să cred.
Deci faptul că eu nu am mai făcut până acum vreo operație, deci e ceva magnific. Deci eu am fost născută să fac așa ceva. Deci gata, ok, acum trebuie să ne așteptăm următorul client. Hai să vedem. Mamă-l, firea aia, dracu, nu mori odată. Bă, fii, bă, futu-s gura mătii. Deci nu pot să cred că iar m-am mărât. Vai de capul meu, doamne. Deci pișam aș pe ea. Bună ziua. Mă scuzați, mă, eram aici la muncă, făceam un document, mă scuzați. Cu ce vă pot ajuta, domnul? Am nevoie de o operație la nas. De operație la nas? Dar de ce vreți operație la nas? Cam auzi, e prea mare sau cum? E prea mare, da. Păi de ce să vi-l tăiați? Că așa e frumos la bărbați cu nasul mare. Că se... Știi ce se spune? Că bărbații cu nasul mare au și... Mă scuzați, ce glumeață sunt azi. Nu-mi place forma lui, domnișoară. Ok, bine, haideți că vă pot ajuta. Să-mi spuneți, vă rog frumos, cum vă numiți, că am nevoie pentru dosar aici. Stați, de fapt, că aici nu merge așa. Stați că vă iau. Stați că-mi scot ciocanul din pin. Ok, așa, da. Cum vă numiți, domnul? Marian Stancu. Ok, Stancu sau Stanciu, cum se zice? Stancu. Stancu. Ok, Stanciu. Așa. Ce vârstă aveți, domnul Stancu Stanciu? 29. Ok, stați puțin să vă notez. De unde sunteți? București. Așa, da. Centimetri? 1,90. Mamă, așa mare, domnul! Vai de capul meu! Păi, domnul Marian Stanciu, să-mi face și mie o vizită după program, știți ce zic? Putem să ne uităm la un film, să mâncăm ceva, înțelegeți? Adică, da, da, ok. Plata o discutăm la final, deci vreți o micșorare de stomac... De nas, mă scuzați, doamne. Vai, stați să las asta jos, așa. Da, vă rog frumos să mă urmați, că nu e nevoie să vă iau cu scaunul, că mă lăsați dracu pe jos. Veniți după mine, vă rog frumos, trebuie să mergem în sala de operații. Haideți mai repede, că n-am toată ziua, mulțumesc! Aici, domnul, haideți, deci intrați aici, vă rog să vă întindeți pe pat, pantalonii jos. Glumeam, domnul! Da, anestezia să o fac acum, că altfel nu e de bine, așa. Gata, făi, l-am adormit pe ăsta. Vai, deci Marian Stanciu ăsta, deci mă omoară. Ok, hai să începem. Prima dată... O să luăm ciocanul. Ok, da. Va trebui să îi îndreptăm puțin nasul, că l-am văzut și cam strâmb și nu e bine. Așa că ia să vedem. Ok. Nu așa. Sau ba da, hai așa. 1, 2, 3, 4. Fă, dar nu se mișcă fă nasul ăsta, ce dracu are. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nu merge. Ok, stați, încerc din partea cealaltă. Stați 2 secunde. Așa. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hai, fă că s-a mai mișcat, gata. Ok, acum trebuie să luăm unealta secretă. Așa, ia să vedem de unde luăm din nasucul ăsta frumos și mare. Ia să vedem. Ok, hai că luăm de aici, hai. Hai, blonda, știu că poți să o faci. 3, 2, 1 și... Ok, hai și din partea asta. Ia să vedem ce putem lua de aici. 1, 2, 3 și... Ok, gata. Acum că am terminat și cu asta, ia să lăsăm dragul ciorcanul ăsta aici. Și să lăsăm aici să se odihnească până se face aici operația, până se, cum se zice, se acoperă aici cu piele protectivă, protectoare. Da, o să așteptăm să se trezească. Ia să vedem, făi fată, dacă s-a trezit ăsta, că au trecut dracu 2 ore. Hello! Vai de capul meu ce m-am speriat, dar așa nu mă așteptai și pe mine. Doamne, ce, cât de bine arată. Vai!
Vai, deci mă bucur că vă place, ia să vă văd. Mamă, dar ce bine arătați, vai de capul meu. Vă mulțumesc din suflet, n-aveți pentru ce, domnul? Dacă îmi faceți o vizită mai târziu, ne rezolvăm. Haideți să trecem la plată, că totuși trebuie să și plătiți pentru această operație. Haideți mai repede, repet. Eu o să iau pe aici, că e scurtătura așa. Da, deci vă place operația, da? Sunteți mulțumit de operație, o să mai veniți în caz de ceva? Da, perfect, gata, haide. În total aveți de plătit 25.000 de euro. E ok, perfect, ia să vedem. Deci stați să vă trec aici așa ca operație efectuată cu succes. Ok, așa, gata, da. Ia să-l iau banii, vă mulțumesc din suflet, gata. Păi ce să vă zic, să vă bucurați de nasul dumneavoastră. Ne vedem mai târziu după program, domnul. Și ce să vă mai spun, la revedere, o zi frumoasă. La revedere, domnișoară, te pup, te pup. Doamne, deci ce mă bucur, făi fată, că toți clienții așa sunt fericiți. Ia să vedem dacă mai vine cineva, că parcă prea bună sunt ca doctoriță, știi ce zic? Fă pișamaș pe tine, de ce nu merge fă căcatul ăsta, doamne? Dăm doza asta de cola, că nu mai atât vreau. Ce treabă? Aoleu, am o clientă, fă, ia uite-a dracu. Bună ziua, bună ziua, doamnă, domnișoară, tanti, ce este dumneavoastră? Bună ziua, cu ce vă pot ajuta? O caut pe Amara. Păi... Fă, da, căutată e asta, fă firea aia, dracu. Amara nu e astăzi, îi țin eu locul, dar puteți să spuneți mie cu ce vă pot. Păi de ce? Pentru că are treabă, doamnă, și de unde vreți să știu eu? Așa mi-a zis că are treabă, da? Of, da, of, ce să vă zic? Haideți, cu ce vă pot ajuta? Vreau set de BBL, botox și acid. Dar nu vreți fă și setul cu silicoane sau doar cu astea trei? Ba da, ok, haideți că vă fac set complet, am uitat, ok, da. Păi de ce vreți să vă faceți acest set? Oamenii îmi dau bully peste tot. Uleu, firea aia dracu, pișaneam pe ei să ne pișăm și nu mai suport. Vai de capul nostru, da, gata, o să vă ajut, domnișoară. Câți ani aveți, domnișoară, doamnă, tanti? Vreau glow up, vă cred. 18, deci aveți 18 ani, ok, deci abia ați împlinit, bănuiesc, că nu veneați acum la operație așa degeaba. Ok, da. Cum vă numiți, domnișoară? Rosa Toiana. Mă, dracu, mi-aduceți aminte de o jucărică, da, e ok. Da, de unde sunteți, Rosa Toiana? Din Călăraș, ne-am dat, dracu, ok. Stați să vă notez aici așa pe ăsta, ok, așa. Deci a zis că vreți setul cu BBL, acid în buze, botox și silicoane, da? Da, ok, perfect, gata. V-am notat aici, vă rog frumos să veniți după mine să vă pun în scaun. Ok, haideți, domnișoară, că am luat scaun. Vai de capul meu, ies dracu șuruburile din ăsta. Ok, haideți, domnișoară, să vă duc în sala de operații. Să nu vă fie frică că n-a... Domnișoară, vă rog, plâng. Dar de ce să plângeți, domnișoară? Doamne, ferește. Haideți aici așa. Aoleu, aoleu. Ok, vai. Ok, vă rog să vă dați jos. Vai, bine. Așa, stați acolo, perfect. Ia uite, zici că are piramidă. Așa, imediat vă fac anestezia, să nu simțiți nimic, că e foarte important să nu simțiți nimic. Da, da, da. Abia aștept. Vai, deci și eu abia aștept să văd cum o să vă fac. Deci prima dată când fac așa ceva. Glumeam, doamne ferește. Haideți să luăm anestezia, să vă fac anestezia. Așa, ok. Doamne, deci sunt foarte curioasă. Și eu, credeți-mă pe cuvânt. Ok, haideți să vă fac anestezia. Așa. Sau preferați fără anestezie? Indiferent, cum să-ți fie? Păi am zis și eu, poate vă place așa. Doar să ard bine. Aoleo, hai că vă fac anestezie. Că parcă mi-e milă de tine așa puțin. Haideți. Ia să vedem, așa. Ok, perfect. Așa, am terminat și anestezia de făcut. Acum să începem cu... Ia să vedem ce găsesc prima dată pe aici.
Cu ciocanul, iar, că eu mereu încep cu ciocanul. Mi-e place cu ciocanul, fofirea aia, dracu. Prima dată o să batem puțin aici să setăm suprafața. Așa, vai de capul meu, dar ce suprafață. Aha, bormașina, hai să vedem. Acum trebuie să facem niște găurele. Să eliminăm grăsimea, să iasă grăsimea prin găurelele astea. Ok, ia să vedem. Așa, uleu, vai mamă, ok. Așa, aici am dus-o în brate, perfect, în picioare. Ia să vedem ce găsim acum. Toporul, fă, normal că trebuie să te ieși din grăsime. Haide să vedem, ok. Deci, una. Partea asta arată acum. Două. Acum de aici. Trei. Patru. Și gata. Ok, acum ultima chestie ar fi bâta, pentru că trebuie să reglăm coloana. Înțelegeți ce zic? Ok, ia să vedem cum să-i dăm la asta. Deci, ok, de aici. Ok, perfect, gata. 3, 2, 1 și... Ah! Vai, vai, vai de capul meu. Hai, încă o dată și eu îndreptăm cum trebuie. 3, 2, 1 și... Vai. Ok, asta a fost cea mai grea parte. Așa. Acum trebuie doar să lăsăm să se odihnească și să-și facă efectul toată operația, iar după să venim după ea. Da, ce să zic, odihnire plăcută. Hai, fă, să o trezim dracu pe asta, că stă de 5 ore. Ia să vedem dacă... Mamă, zici că e altă persoană, firea aia, dracu! Alo, domnișoară! Hello! Alo! Ușor, domnișoară, că nu e... Vai, mama mea, deci parcă e altă persoană asta! Mă doare tot, păi normal că vă doare tot, că v-am făcut o operație, dar v-am schimbat total, nu? Doamne, deci să vă scoateți telefonul să vedeți, domnișoară, ce bine arătați, deci vai de capul meu, nu pot să cred că am reușit să fac asta, fă, deci mie, eu trebuie să iau premiu Nobel, fă, OMG, deci pe bune, fă-i fată, hai, urcă-te aici, mă bucur că arăt ca o păpușică, da, fată, ca o păpușică, da. Deci toată operația te va costa 250.000 de euro. Vai, ce vai fă, fată? Card, de fapt, ce de fapt? Telefonul. A, plătești cu telefonul? Bine, haide, dă, pune acolo. Pune acolo așa. Bravo. Așa, gata, s-a făcut. Mă bucur că vă place operația, să mai treceți pe la noi dacă mai aveți nevoie de ceva sau mici ajustări și căcat din astea, da? Și ce să vă mai zic, să vă stăpâniți sănătoasă noul corp și ne auzim data viitoare, domnișoară, pe la noi, pe la spital, dacă mai sunt pe aici, poate mă angajez și eu normal cum trebuie, dar nu prea cred că eu am venit așa doar să-i țin locul lui Amarac, știi? Da, haideți, aveți o zi frumoasă! Vai, fată, s-a făcut dracu târziu, trebuie să mă duc acasă, mi s-a terminat programul, da, no. Mă bucur că astăzi am avut o zi destul de ușoară, chiar m-am priceput să fac operațiile astea, adică eu ar trebui să fiu angajată ca doctoriță specializată, să primesc salariu maxim, gen, trebuie să fiu și premiată la ce opere de artă am făcut astăzi, da. Ia să vedem, ia să mă schimb și eu în hainele mele drăguțe și să plec acasă! Gata, fă, m-am schimbat, firaia dracu. Hai să mergem acasă că nu mai pot, deci vreau să dorm, vreau să-mi fac un duș și să mă culc, că nu mai pot, fă-i fată! Chiar am obosit, chiar a fost obositor. Deci chiar da, chiar da, fă-i. Gata, fă, am ajuns și acasă! Fă, dar ce dracu am de fiecare dată, intru în astea, deci nu mai pot, fă-i fată. Vai, bine că am ajuns acasă, deci nu știu ce dracu face Amara, dar trebuie să-mi dea ceva la ce am făcut eu astăzi, da. Ia să mă schimb și eu în ceva mai confortabil și să merg dracu la duș, că nu mai pot. Ok, m-am schimbat și eu, acum ia să mă duc la duș, că nu mai pot, deci ce zi obositoare a fost azi, nu mai pot. Ok, hai să facem un mic duș, ok. Ce dracu? Cine mă sună, fă-i, fată, fix acum, ia uite, deci...
nu pot nici măcar să mă spăl. Ia să... Amara? Ce dracu vrea Amara? Alo? Fă-mi uistovesc că am fost sunată de clienții care au fost azi la tine și erau foarte nervoși. Cum adică fă-i fată să fie nervoși, că acolo n-au zis nimic? Prima clientă a spus că curul ei acum emite radiații. Păi radiațiile fac parte din procesul de vindecare, de ce dracu nu i-ai explicat? Al doilea client a spus că a rămas fără nas după ce iubita lui s-a așezat pe el. A, are iubită, da? Lasă că așa-i trebuie. A treia clientă a spus că s-a apropiat de foc și a început să se topească. Păi și la ce se aștepta fă asta? Să-i fac o schimbare în asta super mare prin magie? Normal că a trebuit să pun și niște plastic. M-au întrebat cum pot da de tine și le-am dat adresa ta. Probabil o să vină acum cu poliția. Oh, ok. Îți mulțumesc din suflet, Amara, pentru informații. Te pup, pa! Aoleu, 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 du-te, dracu, gata, unde e ușa? Aoleu, vai, vine poliția la mine acasă! Aoleu, trebuie să fug acum! Aoleu, trebuie să-mi refac viața!